numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Să nu mă părăsești, Doamne, Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de mine. Grăbește-te să mă ajuți, Doamne, puterea mântuirii mele. Iubiți frați în Hristos, ne-am adunat din nou în ziua Domnului, în casa Domnului, pentru a ne întâlni cu Domnul, pentru a-i mulțumi pentru toate harurile pe care ni le oferă zi de zi în viața noastră, pentru a-i mulțumi pentru darul mântuirii pe care ni l-a făcut prin jertfa lui Hristos. Participând la această sfântă liturghie, punem pe sfântul altar toate intențiile personale de rugăciune, împreună cu rugăciunile pe care le oferim pentru toți cei dragi ai noștri, astăzi în mod special pentru un suflet din purgator care așteaptă de la noi mângâierea unei rugăciuni, a unui sacrificiu, a unei fapte bune. Ne recunoaștem cu sinceritate și umilință greșitori în fața lui Dumnezeu și cerem cu încredere iertare ca să participăm cu suflet curat la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gracias.
Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filios Patris, quid tollis peccata mundi, miserere nobis. Quid tollis peccata mundi, suscipede precationem nostrum. Dumnezeule atotputernic și milostiv, numai prin darul Tău credincioșii Te pot sluji cum se cuvine. Înlătură orice piedică din calea noastră, ca să alergăm cu bucurie în întâmpinarea făgăduințelor Tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Deuteronomului. Moise a spus poporului zicând, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, ca să păzești toate hotărârile și toate poruncile sale pe care Eu ți le dau, tu, fiul tău, fiul fiului tău, în toate zilele vieții tale și ca să ți se lungească zilele. Ascultă, Israele, și bagă de seamă să împlinești, ca să-ți fie bine și să te înmulțești mult în țara în care curge lapte și miere, după cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Să fie aceste cuvinte pe care ți le poruncesc astăzi în inima ta. Cuvântul Domnului. Te iubesc, Doamne, Tu ești tăria mea. Te iubesc, Doamne, Doamne, tăria mea, Doamne, stânca mea, fortăreața mea și eliberatorul meu. Te iubesc, Doamne, Tu ești tăria mea.
Dumnezeul meu, stânca mea în care mi-am căutat refugiu, scutul meu, cornul mântuirii mele și scăparea mea. Îl invoc pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt eliberat de dușmanii mei. Este Domnul și binecuvântată este stânca mea și prea înălțat este Dumnezeul mântuirii mele. El dă mari izbânzi regelui său, arată milostivire față de unsul său. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, în vechea alianță erau mai mulți cei care deveneau preoți, pentru că moartea împiedica să dureze, dar el, pentru că rămâne în veci, are o preoție netrecătoare. De aceea, el poate să mântuiască definitiv pe cei care s-au apropiat prin el de Dumnezeu, căci este totdeauna viu pentru a interveni în favoarea lor. Într-adevăr, de un astfel de mare preot avem nevoie, sfânt, nevinovat, fără pată, separat de păcătoși, mai presus de ceruri. El nu are nevoie ca marii preoți să aducă jertfă în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele proprii și apoi pentru cele ale poporului. Aceasta a făcut odată pentru totdeauna, jertfindu-se pe sine însuși. De fapt, legea stabilește ca marii preoți oameni care au slăbiciuni, dar cuvântul jurământului, venit în urma legii, îl constituie pe Fiul care este desăvârșit pentru totdeauna. Cuvântul Domnului. Cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el, spune Domnul. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Dumnezeu. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat: care este prima dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: prima este: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. A doua este aceasta: să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai spus că El este unul singur și că nu este altul în afară de El,
și a-L iubi pe El din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea, și a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-L mai întrebe. Cuvântul Domnului. Dragi confrați preoți, dragi seminariști, iubiți credincioși, lăudați să fie Iisus Hristos! Am căutat iubirea ca pe o cetate sfântă, ca pe un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năvală în lume spre tot ce ochiul încântă și am întâlnit durerea, dar cerul nicăieri. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați recunoscut versurile uneia dintre bijuteriile poetice ale connaționalului nostru Costache Ioanid. Omul dintotdeauna a cântat iubirea, i-a închinat opere de artă, poeme. Se spune chiar cuvintele acele admirative pe care Adam le-a rostit după ce s-a trezit și a văzut-o pe Eva, iată în sfârșit os din oasele mele și carne din carnea mea, acela ar fi un prim imn de dragoste al omenirii. Toate epocile au cântat iubirea. Și nu cred că exagerăm dacă spunem că vremurile noastre, epoca noastră, le întrece pe toate la un loc în ceea ce privește această temă a iubirii, cântată, exaltată. Să ne gândim, marea majoritate a filmelor vorbesc despre iubire. Ca să nu mai spunem de emisiunile televizive sau reclamele care conțin măcar o aluzie la iubire. Se vorbește mult despre iubire, se cântă mult despre iubire, se văd multe despre iubire. Și totuși, de ce, dacă suntem campioni ai istoriei în ceea ce privește cântarea, exaltarea iubirii, de ce, în mod paradoxal, astăzi lumea este parcă lipsită mai mult ca oricând de iubire? E de ajuns să deschidem televizorul și să urmărim un jurnal de știri și vedem câtă ură, câtă lipsă de iubire. De ce? Cu siguranță ați observat, ascultând cu atenție cuvântul pe care liturgia Bisericii ne-l oferă astăzi spre meditare, ați observat că s-au repetat la un moment dat niște cuvinte, o propoziție, cel puțin în prima lectură și în Evanghelie. Tocmai cuvintele răspunsului pe care Mântuitorul îl dă acelui cărturar curios. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Este acel
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuvinte pe care un evreu pios și astăzi le repetă de nenumărate ori pe parcursul unei zile. Cuvinte care sunt esența legii, legea lui Moise. Cuvinte care erau repetate atunci când eventual evreul se apleca și moțul acela îi venea în ochi. Acel moț îi aducea aminte de aceste cuvinte. Repeta aceste cuvinte evreul când intra sau ieșea din casa sa, pentru că la ușa de la intrare, pe unul din ușorii ușii, se află acel obiect, mezuzah, care tocmai pentru aceasta este pus la intrare, pentru ca tot cel care intră și iese să-și aducă aminte de aceste cuvinte, să le repete, oarecum în mod obsesiv. Îmi amintesc, era un exemplu cu un ministrant care la un moment dat a fost observat de părintele paroh că în joacă fiind cu ceilalți ministranți, tot băga și scotea mâna din buzunar. Și l-a întrebat la un moment dat de ce face lucrul acesta. Și ministrantul i-a spus: părinte, într-una din predici ne-ați atras atenția că Dumnezeu știe și vede totul. Permanent suntem sub privirea sa și trebuie să avem grijă, să nu uităm de aceasta. Ei bine, eu deseori când mă joc, uit. Și pentru ca să-mi aduc aminte, am pus în buzunar două pietricele. Și ori de câte ori pun mâna în buzunar și le descoper, îmi aduc aminte de Dumnezeu și că trebuie să fiu corect cu toți ceilalți. Așa, în paranteză fiind, vă invit ca în buzunar să nu puneți pietricele, eventual un mic rozăreal, care să vă aduc aminte, să ne aduc aminte de Maica Domnului, cât de mult ne iubește și cât de mult vrea ca, la rândul nostru, să-L iubim pe Dumnezeu. Shema Israel, ascultă Israele, Domnul nostru este singurul Domn. Și am văzut cum Iisus răspunde prompt în Evanghelie acelui cărturar curios care îl întreabă care este prima dintre toate poruncile. Vedem cum, în mod curios, Iisus nu întreabă, nu răspunde cu o întrebare, așa cum face altă dată, astfel încât interogatorul devine interogat. Nu îl întreabă pe cărturar: dar tu ce citești, tu ce știi? Ci pur și simplu răspunde la întrebarea acestuia, prima poruncă, prima este, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea ta. Și imediat Mântuitorul adaugă, ca un fel de amendament la legea lui Dumnezeu, iar a doua aceasta este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea. Îmi amintesc, copil fiind, imaginea lui Moise, acel om cu înfățișare bătrână, în vârstă, cu două raze care ies așa din păr, din creștet, având în mână tablele legii și arătând cu mâna dreaptă, cu degetul, spre cer. Și găseam o explicație la modul în care erau scrise cele 10 porunci pe table, cu cifre romane, 1, 2, 3 în stânga și restul de la 4 la 10 în dreapta.
Și așa în mintea mea de copil spuneam că, sigur, primele trei porunci sunt mai lungi, astfel încât ocupau partea stângă a tablelor legii, iar celelalte porunci, fiind mai scurte, au încăput toate în dreapta. Ei bine, ulterior am înțeles că sensul acestei situări a poruncilor, primele trei în stânga și restul în dreapta, era altul. Primele trei tocmai despre iubirea față de Dumnezeu vorbesc, iar celelalte vorbesc despre iubirea față de aproapele. Interesant de văzut că acel cărturar acceptă amendamentul pe care Mântuitorul îl aduce. Iar a doua aceasta este și sublinează că a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuți este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Cu alte cuvinte, acceptă noutatea pe care Mântuitorul o aduce în legea binecunoscută. Se ajunsese pe vremea lui Iisus și Mântuitorul deseori a atras atenția, a reproșat lucrul acesta, se ajunsese la un cultualism exagerat, la o împlinire searbădă a legii lui Dumnezeu, la un cult sec, fără esență, fără suflet. Uneori era neglijată iubirea chiar față de părinți, din dorința de a împlini ad literam o anumită parte din legea lui Dumnezeu. Și Mântuitorul, iată, se folosește și de acest prilej pentru a scoate în evidență acest aspect. Și spune Evanghelistul Marcu, văzând Iisus, că acel cărturar a răspuns inteligent, i-a spus, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și mă gândeam, dacă ar fi Mântuitorul să ne întrebe pe noi astăzi, care este cea mai mare poruncă din lege, ce am răspunde? Cu siguranță, inspirați de pasajul evanghelic pe care l-am ascultat, am răspunde bine, corect. Dar dacă ar fi să ne întrebe cât de departe sau să ne întrebăm cât de departe suntem de împărăția lui Dumnezeu, ce am răspunde? Desigur, în teorie cunoaștem legea, cunoaștem poruncile, le știm de când eram copii, de la catehism. Poate le-am mai uitat, le-am mai încurcat ordinea, dar în esență le cunoaștem. Este vorba aceea românească, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Nu este de ajuns să știm o lege. Este necesar să o aplicăm, să o trăim, astfel încât ne întrebăm ce preferăm, teoria fără practică sau practica fără teorie. Evident, răspunsul ideal este și una și alta. Și cunoașterea teoretică a legii, dar și împlinirea ei în mod fidel. Astfel încât ne întrebăm noi, cei de astăzi, care suntem căutători rătăcitori ai iubirii, la ce fel de iubire ne oprim în căutarea noastră? Ce fel de iubire întâlnim în zilele vieții noastre? Nu cumva căutăm în mod greșit, așa cum bine intuiește autorul despre care aminteam la început în poezia sa? De aceea închei cu exact ultima strofă aceleiași poezii, pe care vă recomand cu drag. Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea,
Dar tu pe cine cauți, înnourat și crunt? Eu? Am șoptit în silă. Eu căutam iubirea. Iubirea? Fu răspunsul străinului. Eu sunt. Cât de departe suntem de împărăția lui Dumnezeu? Cu siguranță Mântuitorul i-a spus acelui cărturar că nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, pentru că acel cărturar tocmai îl întâlnise pe Mântuitorul. A avut fericita ocazie să-l cunoască, să interacționeze cu el, să vorbească. Și a început să-l accepte, acceptându-i acel amendament pe care îl admiră, a început să-l accepte în viața sa. Cât de departe suntem de împărăția lui Dumnezeu? Atât de departe cât suntem de Hristos, pe care poate îl cunoaștem doar la nivel teoretic. Pentru că uneori, la nivel practic, se vede în viața noastră cât de departe suntem încă de împărăția lui Dumnezeu. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, pe o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul porcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preaiubiți, prima zi a săptămânii în care a înviat Hristos și în care Duhul Sfânt s-a coborât asupra bisericii, a rămas din primele timpuri ale creștinismului ziua Domnului, ziua în care creștinii se adunau pentru a asculta învățătura apostolilor, pentru a se ruga în comun și a lua parte la frângerea pâinii. Urmând această tradiție primită de la apostoli, după ce am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, și înainte de a ne apropia de masa euharistică, să cerem lui Dumnezeu cele necesare pentru viața noastră creștină de fiecare zi. Dumnezeule, Creatorul Universului, Tu ai poruncit să sfințim ziua Ta. Dă-ne harul să înțelegem însemnătatea Sfințirii Duminicii, zi pe care în bunătatea Ta ne-ai rânduit-o spre odihnă și renoire sufletească. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează pe conducătorii noștri să prețuiască și să ocrotească dreptul la odihnă spre binele societății, al familiei și al fiecăruia în parte. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne tăria să evităm acele distracții care slăbesc puterile și sănătatea și care ne pun în primejdie de a păcătui.
Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le părinților harul să-și îndrume copiii, prin cuvânt și exemplu, la Sfințirea Duminicii, în primul rând prin participarea cu credință la Sfânta Liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-ne pe noi toți, ca amintindu-ne în fiecare duminică de botezul primit, să murim necontenit pentru păcat, ca să trăim viața nouă, pe care ne împărtășește Hristos. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor celor răpusați odihna veșnică. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse, care ai spus că ești întotdeauna în mijlocul acelora care se adună în numele Tău, noi credem că ești cu adevărat prezent în mijlocul nostru. Te rugăm, revarsă asupra noastră binecuvântarea Ta. Întărește-ne hotărârea de a Te urma și de a înfăptui voia Tatălui asemenea Ție, făcându-ne mereu datoria și străduindu-ne să fim în fiecare zi plăcuți în fața Lui, căruia să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl la tot puternicul. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă să fie spre pentru Tine o ofrandă curată, iar pentru noi o revărsare sfântă a îndurării Tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Tu i-ai iubit așa de mult pe oameni, încât L-ai trimis pe Fiul Tău ca Mântuitor al nostru. El a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, pentru ca noi să devenim asemenea Lui, iar Tu să poți afla în noi ceea ce iubeai în El. Prin neascultarea noastră am încălcat legământul încheiat cu Tine, iar Tu L-ai reînnoit prin ascultarea Fiului Tău. De aceea, cu toți îngerii și sfinții, preamărim lucrarea iubirii Tale,
cântând cu bucurie. Dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă în numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine.
Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica la peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru, Francisc și episcopul nostru, Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Magnus Dei, vitolis pecata Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul.
Spirit.
Te rugăm, Doamne, sporește în noi lucrarea mântuirii, pentru ca tainele cerești care ne hrănesc în această viață să ne pregătească să primim prin harul Tău bunurile făgăduite prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, odihna cea veșnică, dă-o răposaților noștri, Doamne, să se odihnească în pace. Vă mai rețin cu câteva anunțuri. Desigur, mulțumim bunului Dumnezeu pentru vremea frumoasă de afară și de asemenea mulțumim tuturor celor care ați avut răbdare și ne-ați așteptat și anul acesta în cimitirele Eternitatea și Sfântul Petru și Pavel pentru a ne ruga împreună la mormintele celor adormiți ai dumneavoastră. Domnul să primească rugăciunile și jertfele făcute, mai ales pentru unii așteptarea, și să fie de folos sufletelor răposaților pomeniți. Astăzi, începând cu ora 13:30, ne vom ruga la mormintele celor care se odihnesc în cele două cimitire din Buciu. Vă reamintim că până pe 8 noiembrie inclusiv se poate obține zilnic indulgența plenară pentru un suflet din purgator, fiind spovediți și împărtășiți, vizitând cimitirul și făcând rugăciunile cerute, crezul și Tatăl nostru, după intenția Sfântului Părinte Papa. Miercuri, 7 noiembrie, după liturghia de seară, vă invităm aici, în catedrală, la o cateheză intitulată Viciile, o provocare pentru familie. O temă interesantă și de actualitate, putem spune, pe care o va expune Părintele Felician Tiba, cel care a acumulat în timp multă experiență în lucrul cu familia, fiind cel care se ocupă în dieceza noastră cu oficiul pentru pastorația familiei. Sâmbăta viitoare, 10 noiembrie, dorim să avem o primă întâlnire cu cei care s-au înscris pentru prima împărtășanie și pentru Sfântul Mir. De aceea îi așteptăm pe candidați și pe părinții lor, măcar unul dintre ei, la ora 15, la subsolul catedralei.
Duminica viitoare, 11 noiembrie, după liturghia de seară, așa cum se poate vedea din cele două rolapuri de la intrare, suntem chemați să fim și noi parte din milionul de stele, alăturându-ne campaniei de sensibilizare pe care și anul acesta o desfășoară organizația Caritas sub motoul Aprinde o stea pentru comunitatea ta. Mai multe detalii despre această acțiune se găsesc la intrare. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă, o săptămână binecuvântată, iar cu cei care doriți să-i pomeniți pe răposații dumneavoastră în cele două cimitire din Bucium, ne vedem așadar începând cu ora 13:30. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Sure.